Vezi, dacă nu mai e experiență, deci trebuia să mă anunț să fac și limita. Am luat cu treaba. Cu cele un pare. Chiar a fost zis de frumos. Mai are într-o dată. Atunci și trebuie mai. Așa, dar dragilor, am pățit-o. Bine cum am pățit. Andrei a uitat să-mi amintească. Eu de la 4 trag continuu, așa că am avut acest moment de bâlbâială cu pierderea filmului. Practic am pierdut o oră, cred că. Cât e și asta acum? 9 jumate? Este 9 și 12. 9 și 12, aia mare. N-am pierdut chiar o oră. Nu. Să zicem? Limită pentru entry-internet. Limită pentru intent de la infinit, din? Din, tot așa, o practic. 1 la 3 plus 5 la 3. 1 la 3 plus 5 la 3 plus 9 la 3, da? Plus 4n minus 3 totul la 2. Totul la 3? La 3. Da, totul la 3. Supra? Supra, 1 la 2, ori 2. Ori 2? 2, plus 2 la 2, ori 3. Plus 3 la 2, ori 4, plus n pătrat pentru n plus 1. N pătrat, pentru că n plus 1, cum să se plica mai departe cu? Egal cu limită, pentru n plus 1. Din. Din. Sumă de la k egal cu 1. La n. Sumă de la k egal cu 1 la n din 4k minus 3 totul la 3. 4k minus 3 totul la 3. Supra sumă. Sumă de la k egal cu 1 la n din k pătrat pentru k plus 1. Dezvoltăm cel cu a treia. Deci egal cu limită. Cu limită, 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 din limită, cu 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 limită, nu mai știu. Ceva trebuie să facem. Scoatem din A minus B la a doua, ori A minus B. Da, să încercăm. Deci A minus B la a treia face A minus B totul la a doua, ori A minus B. Și face cât? A pătrat minus 2AB. A pătrat minus 2AB plus B pătrat. A pătrat minus cu A minus B. Și egal mai departe cu? A la 3-a. Face A la 3-a. Minus A la 2-a B. Minus 2 A la 2-a B. Da. A la 2-a B. Plus A B la 2-a. Așa. A la 2-a. Acum cu B mulțim. Deci am terminat cu A, da? A la 3 minus 2 la 2 B, plus A B la 2 și începe cu minus B. Minus A pătrat B, plus 2A B pătrat, 2A B pătrat, da. Plus minus. Minus B la 3. De acord? Da. Ce face A la 3? A la 3. N-a pătrat B. A pătrat B este minus 2 a pătrat. Și mai este un A pătrat B. Da, și rămâne A pătrat B.
rămân 3, devin 3. A, minus 2 a pătrat și cu minus a pătrat face minus 3 a pătrat b. Apoi? Apoi ab pătrat cu ab pătrat plus 3. A, b pătrat, da? Da. Deci ab pătrat cu 2 ab pătrat. Ab pătrat, ab pătrat plus 3 ab pătrat și minus b la a 3. Asta era formula. Hai să o scrim și noi. A minus b totul la a 3 este egal cu? Egal cu a la 3. A la 3. Minus de 3 ori a pătrat b. Plus de 3 ori a b pătrat. Minus b la 3. Este formula, parte din formula binomului Newton. A o descrește câte un pic. Deci la a 3, la a 2, la a 1 dispare. Iar în timp ce a o descrește câte un pic, crește b-ul și la altă. Și când îi mulțim cu b, b-ul fiind negativ, dă minus aici. Când îi mulțim cu b la a doua, minusul la a doua face plus. Deci ăsta e motivul pentru care se întâmplă ce lucru. În timpul acesta al dezvoltării, alternează semnul. Minus, plus, minus, plus, minus. Dar dacă ar fi a minus b, totul la a patra. E calcul. A la a patra. A la a patra. Minus 4 a la a treia b. Minus 4 a la a treia b, sigur. Plus 4 a la... Nu știu dacă e 4. E... Coeficiența aceea, nu știu cum îl găsim noi. Triunghiul lui Pascal. Deci 1, 1, 2, 1 la a doua. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Așa mai departe. Da. Face cât am 6, a la a doua. Da. Minus. Minus 4, a de la a treia. Plus b la a patra. Da? Deci, vezi, zice ce mai mulți termeni. Nu se repetă coeficiențe sus, da. Pentru că acest coeficiențe binomial. Hai să ne amintim să scriu mai întâi a plus b totul la n. A plus b totul la n este combinări de n la t cât e 0 a la n plus combinări de n la t cât e 1 a la n minus 1 de n ori b plus combinări de n la t cât e 2 a la n minus 2 de la 2 plus combinări de n la t cât e 3 a la n minus 3 de la 2. Așa mai departe, plus puncte, puncte, plus un intermediar să luăm. Combinări de n la t cât e k a la n minus k ori b la k și plus puncte, puncte mai departe, plus combinări de n la t cât e n b la n. Nu? Da. Ăsta era tk plus 1, să amintești. Da. Tk plus 1 egal cu așa ceva, cu combinări de n la t cât e k ori b la k. Erau aici chestii frumoase, cu cel mai mare din dezvoltare. Da. Puneam acolo și condiții, găseam termenul, pe ce poziție se află acela cu valoarea cea mai mare. Hai să ne întoarcem, că ne-am depărtat un pic de problemă, dar ne-am amintit la a plus b. Dacă ar fost a minus b, alternează plus, minus, plus, minus. Da. Da? Alternează semnul acolo. Bun. Acum... 4k minus 3 totul la 3. 4k minus 3 totul la 3. Înseamnă... Primul loc la a treia, adică 4 la a treia, 64, 64 ca la a treia. Minus 3. De 3 ori, locul 1 la pătrat, ori locul 2. 16 ca pătrat, ori 3. Ori 3. Adică 9. 9 ori 16 ar fi, nu? Da. Care îți prezice? 9, 64, 134. Deci vine minus... 134 ca pătrat. Da? De acum, de 3 ori prima parte, ori a doua la pătrat. Și cu plus. 12 ori... De 3 ori prima parte, ori a doua la pătrat. A doua la pătrat e 9. 108. Cât? 108. 108
K. Și minus 27. Minus 27. Și jos avem sumă, de la care egal cu 1 pe mai e, din? Din K pătrat, rămuțim. Nu, A, K la a treia. Din K la a treia, plus și plus sumă de la care egal cu 1 la e. Din K pătrat. Și acum ne apucăm de lucru, locuim fiecare sumă în parte. Deci egal cu limită, pentru n timp de la infinit, din? Din fiecare. Din fiecare. Puteți spune o paranteză aici, da? Suma asta lucrează să fac tuturor termenilor. Deci ar fi în sumă de la k egal cu 1 la n din 64 k la 3 minus sumă de la k egal cu 1 la n din 134 k pătrat. Apoi plus sumă de la K egal cu 1 la N din 108K 108K minus 27 27 supra jos sumă din K la 3 care o știm N pe lângă plus 1 nu? N pe lângă plus 1 pe 2 tot la pătrat. A, da. E prima sumă la pătrat. E pentru că sunt pe a doi pe da? Și următoarea este minus sau plus este plus sumă din pătrate, pătratele e pe lângă n plus 1 pe lângă 2 n plus 1, nu? Da. Totul pe 6. Și da. Limită pentru n timp de la infinit din 64 este în față. 64, sumă din... Adică n pentru n supra 2, tot la pătrat, da? Minus 134 ori n pentru n plus 1 pe 2 n plus 1 pe 6 și minus 27 n totul supra. Da. Asta e n pe lângă plus 1 la pătrat, nu crezi? Ai putea să-mi spui deodată după experiența care avem n, să zici n pe lângă plus 1 pe 2 totul la pătrat plus n pe lângă n plus 1 pe lângă 2 n plus 1 totul supra 6. Deci, practic, ar trebui să zic la pătrat, să fac toate scoți, scot în fractor, să arunc aceeași butor, nu, tot. Și, în final, limita va fi, dacă pot să spun. Nu? 64 pe 1. Aici se dă n la 4. Ah, da. Și n la 4. Și fiindcă este același așa, coeficientul 64 și 1, ăștia nu mai contează. Da. Pentru că l-a ridicat la puterea respectivă și făcând calculul și dând în factor pe n la 4 în final, ei n-au nicio valoare acolo. Finalul este că... 64. Da? Îți închipui că ai scos pe el, pentru că i-ai pus 1 pe 2, totul la 2 am făcut oricum și a pus la numitor. Și ăsta cât va face, este un... aici se face la 3 și celălalt jos la numitor este în la 4. Și atunci toată asta face 0, cealaltă face 0. Și a rămas 64 pe 1. Fă calculul acasă, 64. Altă... Trebuie să se calculeze limita de ADN egal cu... Deci dă un șirat ADN. A indici N. A indici N, da. Egal cu N plus 1 la pătrat. N plus 1 la pătrat, așa? Plus
Da. Plus m minus 2 la pătrat. Totul supra 2m pătrat plus m plus 1. 2m pătrat plus n plus 1. Păi calculăm cine este ADN. Un calcul pur și simplu. La rețetă la pătrat facem calcul. E calcul. N pătrat plus 2n plus 1 plus n pătrat minus 4n plus 4. Totul supra 2m pătrat. 2n pătrat plus n plus 1. Fac egal cu 2n pătrat minus 2n plus 4. 2n pătrat. Minus 2n plus 5. Totul supra. Totul supra 2n pătrat plus n plus 1. Da. Îl scoatem pe n. O secundă. Și acum ne întoarcem la limite. L-am aranjat pe an într-o formă. Și acum zice limite din an. Din an. Din șirul ăsta. Este egal cu limită din... Limită pentru n. Ți-ți la infinit. Dar sub înțelegea. E nu tine numai la infinit. În cazul ăsta. Deci limită din... 2n pătrat, minus 2n plus 5, totul supra, 2n pătrat plus n plus 1, și egal cu, la limită, scoate pe n pătrat factor forțat, n pătrat, 2 minus 2 pe n, plus 5 pe n, plus 5 pe n, supra n pătrat, 2 plus n pe n, n pe n, și ar fi 1. Da, sigur, limita este 1. Grade să te dans. Și iată că am găsit limita asta. Deci limita este 1. Ce crezi mai urmează? Dar să nu iași un pic. Tot așa, limite. 1 minus 1 pe 3. Deci aien îți dă șir, nu? Aien da. Egal cu? 1 minus 1 pe 3. Da? Totul le mulțim cu 1 minus 1 pe 4. În paranteză. Da. 1 minus 1 pe 4. 4 puncte, puncte. 1 minus 1 pentru 2. Supra? 2 ien sau ien? N plus 2. N plus 2. Și poate cu sumă de la K egal cu 1 la N până la... Nu e sumă, e produs aici. Produs. E produs? E produs. Eu zic să lucrăm în fiecare paranteză, să vedem ce formă s-a șase. Deci egal cu 3 minus 1, 2 pe 3, 3 pe 3 ori 3 pe 3 pe 4, ori 4 pe 5, ori puncte, puncte, ori n plus 3, n plus 2 minus 1, da, n plus 2 minus 1, n plus 1 supra n plus 2. Cine ar fi în față? Ar fi n supra n plus 1. Da. Și ce observăm? Se simplifică 3 cu 3, 4 cu 4, 5 cu 5. N plus 1, n ăsta din față. A, și rămân 2 supra n plus 1. 2 supra n plus 1. Deci, practic, acum întoarcem. E vorba de calculat limită. Pentru n tinde la infinit, din 2 supra n plus 1. N plus 2. Cât face limita asta? Doi supra n plus 2. Zero. Zero. Păi e aici, gata. Ca și mai simt 2 supra n. Da. Că mai n plus 2, îl ajută și crește mai repede, da? Deci egal cu zero. Termină. Altă limită? Da. Avem, să vedem dacă... E 9 jumate. Hai să vedem dacă pot să-ți dau definiția ce, dacă mă... La definiție vrei să ajung, nu? Sau ce? Da, da.
Mai întâi să o înțelegem. Vrei să dai un exercițiu sau ce? Nu, nu, definiții. Definiția, utilizând definiția pe epsilon. Așa. Care zice așa. Oricare ar fi epsilon mai mare ca 0, există n. Care nu, să dăm definiția. Șirul la n tinde la l. Șirul la n tinde la l. Sau altfel spus, limită din a n, dintr-o șir a n, egal cu numărul l, dacă și numai dacă. Oricare ar fi un epsilon mai mare ca 0, să rezulte, există un rang n de epsilon. Nu știu cum l-ați notat, de mare. Da. Da? N de. Și-am spus în paranteze epsilon așa? Nu, fără paranteze. Indice, nu? Da, indice epsilon. Există un, n de epsilon. Există un indice n de epsilon. Da. Așa încât pentru orice n care depășește, oricare ar fi n, cel depășit pe acest rang, n de epsilon, să rezulte că ai n minus n în modul mai mic ca epsilon. Despre mai am amintit? Da? Dar ea este atât de ciudată, atât de abstractă, încât să zici cuvintele cele în curs și acolo și nu ți-e clar deloc. Fiindcă la clasă nu se insistă foarte bine și nu se explică, ajunge la etapa asta. Îl căutăm pe prof online. Și aș vrea să încerc să înțelegi. Vezi? Hai să zicem că am să iau un șir particular. Așa, să te la o chestie particulară ca să te fac să înțelegi. Asta e și roaie, egal cu unul pe el, despre care știm ce se întâmplă. Știm sigur că e se duce spre 0. Și asta, dacă ar fi să încerc să reprezint termișerul acesta, pe axă, pe dreaptă, aici este 0, primul termen A1 este 1, hai să le iau 1 aici, deci A1, nu, că dacă e n 1, 1 pe 1 face 1. Al doilea termen ar fi 1 pe 2. Al doilea. Al treilea termen înseamnă că împărțim unitatea în 3 și luăm una din ele. Deci 1 pe 3 este pe aici. Al treilea termen. Al patrulea termen, unitatea în 4 și trebuie să luăm pe aici undeva. 1 pe 4 este al patrulea termen. Și mai departe. Al 100-lea termen este pe aici, 1 pe 100. Aici undeva, 1 pe 100. Și mai departe, 1 pe 10.000 și așa mai departe. Ei, să vede așa simțul tău practic, din simț practic, îți dai seama că termenii se apropie foarte tare de 0. În ce sens? Orice vecinătate ai luat-o al 0, ia să luăm o vecinătate. Aș lua vecinătate centrată. Adică cât mă duc în stânga, mă duc și în dreapta. Ia să zic, prima vecinătate de indice 1 pe 2. De indice 1 pe 2 am datat așa că voi folosi o minus 1 pe 2 și 1 pe 2. În vecinătatea asta, începând de la care termen se află aici? A 1 se află aici? A1 nu aparține lui le de indice 1 pe 2. Dar al doilea. Nici al doilea nu aparține de celălalt acesta, că e fără intervale, fără capete. 1 pe 2 minus 1. Deci celălalt este de indice 1 pe 2. Dar de la al treilea încolo. Tot sunt aici. Deci pentru el mai mare decât 1 pe 2. Da? De la 1 pe 3, 1 pe 4, 1 pe 5, toți rezultă că IN, toți aceștia, aparțin de
indice 1 pe 2. Da? Hai să luăm altă vecinătate. Pentru vecinătatea 1 pe 7. Care e minus 1 pe 7, centrat-o iau. Și 1 pe 7, că 0 să fie la centru, da? Pentru vecinătatea minus 1 pe 7 și 1 pe 7. Minus 1 pe 8. De la... Nu minus 1 pe 8. La, de la al 8-lea încolo. Al 8-lea. Deci A1, A2, A3, A4, A5, A6 și A7 nu aparțin vecinătății de indice 1 pe 7. Dar de la al 8-lea toți intră acolo. Deci pentru N mai mare decât 1 pe 7, rezultă că toți termenii A indice 1 pe 7, A indice N, aceste de peste 1 pe 7, este pe ordinul respectiv, aparțin lui de indice 1 pe 7. Aș vrea să traduc ce înseamnă că aparțin lui 1 pe 7. De 1 pe, indice 1 pe 7. Cine era de tipul minus 1 pe 7 și 1 pe 7? Chestia asta s-a scrie, echivale cu faptul că AN e cuprins între în intervalul ăsta. Minus 1 pe 7 și respectiv 1 pe 7. A, asta desemna că bândul. Sigur că da. Eu am spus minus 0. Deci asta ar fi echivalent cu AN minus 0. De data asta că e 0. AN minus 0 e cuprins între minus 1 pe 7 și respectiv 1 pe 7. Ce s-ar traduce în modul de AN minus 0 mai mic decât 1 pe 7. Deci în loc să spun că ăștia nu aparțin și ceilalți aparțin, traduc AN minus L, care o fi acela L, de la data asta al meu L este 0, e mai mic decât 1 pe 7. Dar 1 pe 7 este rangul N de epsilon. A, epsilon este acolo, da? Și N de epsilon este de la al 7-lea încolo. Da. Da? Deci ce suntem? Pentru orice epsilon mai mare ca 0, la noi a fost 1 pe 7. Există un rang, există de la al 8-lea încolo, nu? De la al 8-lea. Da. Așa există un rang. Așa încât pentru noi mai mare decât acest rang, toți termenii sunt în vecinătatea respectivă. Există un N, pentru orice N mai mare decât 3, am greșit aici. Zobosit, îți dai seama. Pentru, de la al 3-lea încolo. Da. Da? Aici nu pentru 1 pe 2. Da. N trebuia să fie natural. N mai mare decât 3. Din coace pentru N mai mare decât 7, adică de la al 8-lea la al 3-lea, există un N care depinde de epsilon ăsta. 1 pe 7 se modifică. Da. Da? Deci depinde de epsilon. De ce există un N de epsilon? Depinde cum ai mișcat vecinătatea. Încât peste rangul acela, toți termenii sunt de vecinătate, care se traduce cum? Ca N minus L mai mic decât în modul, decât epsilon. Deci traducem acum. Vecinătățile, ai văzut că s-au modificat așa, depind cât te duci stânga-dreapta. Deci, notăm vecinătății, V de epsilon, o să o notăm, de tipul minus epsilon și epsilon, pentru 0, da? Pentru epsilon și epsilon. Deci, în loc să spun pentru orice epsilon mai... În loc să spun pentru orice vecinătate, spun pentru orice epsilon, că epsilon modifică vecinătatea, da? Ce înseamnă pentru orice pentru epsilon mai mare ca 0? Pentru orice epsilon mai mare ca 0, construiești vecinătățile, da? Da. Rezultă de fiecare dată că există un rang N de epsilon, un rang N de epsilon, cum a fost la noi, de la al 3-lea încolo, de la al 7-lea, de la al 8-lea încolo, și mai departe. Deci există un rang pentru fiecare epsilon
cum l-am luat la epsilonul 1 pe 2, da? Cum l-am luat 1 pe 2, o ieșit de la al treilea încolo. Îl luăm pe epsilonul 1 pe 7, de la al 8-lea încolo. Deci depinde rangul ăsta, funcție de epsilon este, da? Deci există un epsilon. Așa încât pentru n ce depășește acest rang, pentru n mai mare decât n de epsilon, să avem că modul de a n minus 0, în cazul nostru, mai mic decât epsilon. Adică toți termenii sunt în decenata de aceea. Și acum, iată că traducerea este cât de cât omenească acum. Un șir a n tinde la l, hai să-l notăm pe 0 cu l, și zicem atunci, șirul a n tinde la l, dacă și numai dacă, pentru orice epsilon mai mare decât 0, există un rang n de epsilon, așa încât modul de a n minus l, că e vorba de l, modul de a n minus l, mai mic decât epsilon. Da? Iată înțelegerea cât de cât a definiției. Și acum, când vrei să arăți că un șir anume tinde la o valoare, folosind definiția, hai să arătăm că șirul la n, luăm un șir. Uite, șirul la n egal cu 3n plus 1 supra 5n minus 7. Șirul la n unde tinde acesta? În mod sigur, când trecem la limită, știm că cum scoate factor forțat, tinde la 3 pe 5. Deci asta e l. Și acum să arătăm, folosind definiția, că șirul acesta tinde la 3 pe 5. Da. Există nici. Să arătăm că există. Trebuie să-l găsim. Da. Deci noi plecăm cu un epsilon fixat. Trebuie să arătăm că există n de epsilon. Asta e problema noastră. Da. În toate greșițe există n de epsilon. Începem. Deci, definiția spune că pentru șirul a n, adică acesta, a n egal cu 3n plus 1 supra 5n minus 7, tinde la 3 pe 5, dacă și numai dacă, oricare ar fi un epsilon mai mare ca 0, să rezulte, aici începe treaba noastră, că există un rang n de epsilon, da? Să existe sub n. Așa încât, pentru n mai mare decât termenul începând la acest rang încolo, pentru n mai mare decât acest rang, avem modul de a n minus l mai mic ca epsilon. Noi plecăm de aici. Da? Plecăm de la cei ce trebuie să arătăm. Deci, în cazul nostru, modul de 3n plus 1 supra 5n minus 7 minus 3 pe 5 este mai mic ca epsilon. Echivalent cu? Corect. Modul din 3, 5, vine 15 n plus 5 minus 15 n 21. Totul supra 5 pe lângă 5 n minus 7. Așa. Mai mic decât epsilon. Echivalent cu 5 pe lângă 5 deci 5 pe minus 5 pentru că 5 minus 20 și cât de aici? 25. Să nu am fost atent, nu am văzut corect. 26, bine. Deci, minus 5 ori 3, 5 și 3 ori 7, da. 21, plus 21. Da. Și cu 5, 26. Deci, am 26 supra 5 pe lângă 5n plus minus 7. În modul mai mic decât epsilon, da? Echivalent cu a. Spune, modulul unei fracție sau modul de numărător pe modul de numitor
care se traduce 26 pe 5 ori 1 pe modul din 5n minus 7, așa? Da. Mai mic decât epsilon. Echivalent. Poate spune că 1 pe 5n 5n minus 7 modul este mai mic decât 5 epsilon pe 26. Da. Aduc la acea ajutor de 5 epsilon supra 26. Ceea ce înseamnă echivalent. Faptul că o fracție mai mică decât o altă fracție, inversele lor vor schimba, sensul se va schimba. Adică se va întâmpla ce acolo? 5n minus 7, modul din 5n minus 7, mai mare decât 26 pe 5 epsilon. Adică aici apare că modulul e mai mare decât 26 minus 5 epsilon. Ce înseamnă aici? Faptul că 5n minus 7 e mai mare decât așa ceva. Hai să vedem cum se traduce asta. Ce înseamnă că x minus 3 e mai mare decât 7? Înseamnă echivalent? O dată este cu minus 7. Odată x minus 3 dincolo de 7 și până între minus infinit până la minus 7 și de la 7 dincolo. Da. Deci echivalent va spune că x minus 3 e mai mic decât minus 7 sau x minus 3 este mai mare ca 7. Da? Deci aici traducem echivalent cu 5n minus 7 mai mare decât 26 pe 5 epsilon și respectiv 5n minus 7 mai mic decât minus 26 pe 5 epsilon, nu? Așa este. Asta s-ar traduce că 5n mai mic decât minus 26 pe 5 epsilon pe 7, dar cum e natural, nu poate să fie mai mic decât un număr negativ. Deci asta pică. Rămâne doar asta. Echivalent cu 5n mai mare decât 26 pe 5 epsilon plus 7 echivalent cu 5n mai mare decât 26 plus 7 ori 5, 35 epsilon și totul supra 5 epsilon, da? Adică n mai mare, echivalent, cu n mai mare decât 26 plus 35 epsilon supra 25 epsilon. Supra 25 epsilon. Este tocmai expresia asta, da? Deci, partea întreagă, nu putem vorbi de acolo de o fracție. Deci, n indice epsilon este egal cu partea întreagă a lui 26 plus 35 epsilon, totul supra 25 epsilon, plus 1. Și ca să înțelegem și noi, e ieșit eu așa, putem să luăm un epsilon egal cu, pentru epsilon, pentru epsilon egal cu 1 pe 10, rezultă că n de epsilon n mare de epsilon ar arăta partea întreagă a lui 26 am să le iau nu 1 pe 10 hai să le iau 1 pe 10 că să fiu, muncesc acolo un pic în sfârșit 26 am și poftă acum plus 35 ori 1 pe 10 totul supra 25 ori 1 pe 10 plus 1, da? Și egal mai departe cu 26 plus 7 pe 2 egal cu 26 plus 7 pe 2 plus supra 5 pe 2 5 pe 2 partea întreagă acestui număr plus 1 și egal cu aduce un număr
același numitor și se face 52 plus 7, 59 supra 5. Supra 5. Partea întreagă plus 1. Da. 59 supra 5 face 11. Că merge odată, odată, 11, partea întreagă la 11 și ceva este 11, plus 1, deci egal cu 12. Cu alte cuvinte, n de epsilon, n de epsilon, egal cu 12. Înseamnă că pentru n mai mare decât ordinul ăsta, adică mai mare decât 12, de la 13 încolo, sunt toți în vecinătatea aceea. Primii 12 rămân pe afară. Deci A1, A2, A3 și mai departe, până la A indice 12, nu aparțin vecinătății care L la noi a fost cât? 3 pe 5 minus 1 pe 3 pe 5 minus 1 pe 10 L minus epsilon și 3 pe 5 plus 1 pe 10, deci nu se găsesc aici. Dar de aici, de la 13 încolo, deci pentru n mai mare decât 13, mai mare egal, adică al 13-lea, al 14-lea, al 15-lea și așa mai departe, puncte-puncte, toți aparțin vecinătății astea. Hai să și facem calcul aici. 6 minus 1 5 pe 10, care înseamnă 1 pe 2. 1 pe 2, respectiv 7 pe 10. De 7 pe 10. 7 pe 10. Deci vezi? Asta vom arăta acum, concret. Ca să ne convingi și să-i convingi pe vizitatorii noștri. Cei care ne privesc. Deci, eu trebuie să arăt că al 13-lea termen se află acolo. Adică, voi arăta ca indice 13 este cuprins între 1 pe 2 și respectiv 7 pe 10. Că a indice 14 se află acolo între 1 pe 2 și 7 pe 10. Și mai departe. Toți termenii șirului. Inclusiv alienelea. Cât o fi el de mare? Cine era alienele? 3n plus 1 supra 5n minus 7 este cuprins tot timpul între 1 pe 2 și 7 pe 10. Dar asta trebuie să dovedesc acum. Ia să vedem pe de al 13-lea, dacă e adevărat. Echivalent, poate spune că 1 pe 2 e mai mic decât. Ce înseamnă a indice 13? N înlocuim 13. Înlocuim cu 13. 39 plus 1, 40. 40 supra? Supra 5 ori. 45 minus 7, 38. 5 ori 13, da? 5 ori 1, 5, 5 ori 3, 5, 65. 65, da. 65 minus 7. Să-ți jocul. Nu. Ca să nu... Da, trebuie, nu? Să nu facă bafte. Deci 65 minus 7 face 58. 58 mai mic decât 7 pe 10. Echivalent. Ca și cum ar spune că 1 pe 2 e mai mic, aici mai simplifică. 20 pe 29 mai mic decât 7 pe 10. Echivalentul să vedem dacă e adevărat. Numitorul comunului 290 amplific aici cu 29 ori 5 29 ori 5 mai mic decât 20 ori 10, nu? Da. 20 ori 10 cât trebuie să. Da, da. 200 mai mic decât 7 ori 20. 7 ori 29. 29, da. 7 ori 29. Ceea ce s-ar traduce prin a spune că 29 ori 5 5 ori 9, 45, 5 ori 2, 10, 4, 14. 145 mai mic decât 200, care mai mic decât 7 ori 9, 63, 7 ori 2, 14.
200, nu? Da. 20. 200. 200, e adevărat. Da. Păi, interesant. Și toate celelalte sunt adevărate. Inclusiv asta. Ne putem convinge repede. Adică, aduc la același mentor, aici va veni amplifica asta cu 5 pe lângă 5 pe lângă 5 n minus 7, că e 10 pe lângă, da? Da. Și de este 2, 5 pe lângă 5 n minus 7, mai mic decât aici cu 10, vine 10, hai să zicem 30 n plus 10, și mai mic decât 7 pe lângă, 5 n minus 7. Echivalentul. 25 yen minus 35, mai mic decât 30 yen, 30 yen plus 10, care mai mic decât 7 ori 5, 35 yen minus 49. Să scădem peste tot un... Cât să scădem aici? Un 10. Deci asta trebuie să arătăm că tot timpul adevărat. Hai să o vedem pe prima. 25N minus 35 mai mic 30N plus 10, ca și cum aș spune că 5N, 5N e mai mare decât minus, 30, minus 45. Nu? Că am dus pe 10 în partea asta. Adevărat. N e natural. Poți să fii. Iar asta altă ar fi, de parcă aș spune, că 5N, că scade în 30, 5N e mai mare decât 10 și cu 49, 59. Adică că N este mai mare decât 11, parcă ar fi. Decât 11. Păi da, N e din ce în ce mai mare. Și am spus de la al câtelea acolo? De la al 12-lea. Deci e adevărat. În concluzie, am arătat că pentru un epsilon fixat, 1 pe 10, am găsit un n de epsilon, rangul, anume rangul al 13-lea acolo, încât toți termenii sunt în vecinătate respectivă, centrată, și am tradus și înseamnă asta. Modul de a n minus nu mai mult decât epsilon. Dacă schimb pe epsilon 1 pe 100, alt rang va fi. Vecinătatea e mai mică, și atunci rangul crește, de la 500-lea termen, să zic. Primii rămân afară, de la acela început, sunt în vecinătate. Deci rămân afară un număr finit, pe care e număr, iar în interior sunt o infinitate de termeni. Deci asta am putut să ți-l spun acum, pentru moment, la definiția cu epsilon. Ca elevii să înțeleagă, este nevoie să facem practic chestia asta. Că altfel tu n-ai înțeles niciodată ce e în epsilon acela, ce e acolo. Cum. Da? Deci traducerea asta înseamnă că pentru un epsilon fixat de tine, îndată, pentru acela găsește un rang care depinde de epsilon. Dacă l-am luat 1 pe 10, mi-l-am dat al 13-lea. Dacă îl modific, alt rang. Încât pentru un dincolo de acest rang, pentru un dincolo de 12, la 13 acolo, modul de AN minus L sunt în vecinătate. Care înseamnă? Sunt în vecinătate, înseamnă să fie cuprins între capetele astea, că a făcut calcul. Aia e minus L și aia e plus L, da? Și toată povestea asta ne duce la un răspuns interesant, frumos. Aici, acum, ne aflăm în perioada tatonării acestea asupra limitei existenței sau nu, a limitei unui șir. De fapt, problema care e, ți se dă un șir și te întrebi, există un număr în jurul căruia să se îngrămădească toți termenii, cu excepția câtorva care rămân pe afara unei vecinătăți? Dacă da, aceea este limita șirului respectiv. Deci este de dovedirea existenței limitei cu ajutorul definiției. Asta e definiția. Definiția suferă, să zicem, într-o anumită măsură. Pentru că trebuie să știi limita. Autorul trebuie să lea. Uite-mă, șirul ăsta să știi că tinde la 3 pe 4. Și tu dovedești. Eu să mă convinc. Adică, dacă
pentru un epsilon mai mare ca 0, există un b, asta e povestea, să există un b de epsilon aceasta, pui mâna pe el. Așa că modul de am minus l mai mic decât epsilon. Pleci la modul de am minus l mai mic decât epsilon, lucrezi inegalitatea aceea, până când îți arată, apare momentul n mai mare decât o expresie în epsilon. Iei partea sa întreagă și ai pierdut partea decimală și de ce ai pui plus 1? El nu trebuie să fie număr natural. Asta e manevra. Și în condițiile astea, înțelegi cât de cât definiția noțiunii de limita unui șir, folosind definiția sa. Sunt ieșiri foarte frumoase aici în perioada asta. Mi-a spus că vă da și vreo câteva limite fundamentale, cred că vă da numărul ei acolo. Ce limite fundamentale sau elementare? Și asta trebuia o leacă de sămânță. Ai văzut cum ți-am arătat-o, am pus-o, am urmărit termene, ai văzut că se apropie de zero. De așa, o ia elevul și zice, de ce? Cum? Deci fenomenul, dacă nu este perceput la început cum trebuie, nu ai nicio șansă. Deci clasa 11 și a 12 se termină dacă nu înțelegi noțiunea de limită. Analiza matematică are la baza întregii sale dezvoltări noțiunea de limită. Fără noțiunea asta și tot ce se construiește și se face, dacă nu ți-e clar asta, n-ai nicio șansă. Eu am un volum de limite, să le spunem prietenilor noștri, în care tratez în cele 10 DVD-uri, parcă sau 10-11 DVD-uri, 15 ore de matematică, 15 ore de analiză, numai capitol limite. Și acolo am pus la punct tot ce este în legătură cu noțiunea de limite, reușind, eu sper să-i fi convins pe ei, să aibă la suflet noțiunea de limite. Și ca să te convingi, o să citești, o să vezi lecția aceea, nu știu, la 60-a lecție din ordinea de prof online, cu Vlăduț din Sighișoara. O salut pe calea asta, cred că e clasa 12 acum. Acest copil, s-au terminat, acest copil când era în clasa 8-a, deci terminați clasa 7, ați trecut sunt pe clasa 8-a. M-a descoperit, era în 2011. În vara lui 2011 terminaseră, s-a trecut în clasa 8-a. Faci tu socoteala când o să termina liceul, cred că acum. Și acest copil o studiat întreaga materie de liceu. Avea neclarități, noțiunea de limită și toate derivate și așa mai departe, nu le înțelese. Din clipa în care o dat de mine și până la 60-a lecție, cât aveam eu despre analiza matematică în cele 60 de lecții, o înțeles foarte bine și am făcut un videoclip în care spune recunoștință profului online. Și el o devine în clipa aceea elevul online. Da? Elevul online, Vlăduț, să-l cunoaște pe Vlăduț. Și eu am ajuns la Sighișoara, n-am stat pe gânduri, am fugit până la Sighișoara, m-am găsit cu el. Am făcut o lecție în duet, elevul și profesorul. Merită să vezi filme acelea. Și am făcut-o, el a și tradus în germană. Vorbea și germană, vorbea în germană, care era liceu german. Și a fost o lecție frumoasă seara la... am fost atât de plăcut, surprins de modul în care m-au primit. Pe ulița lui ieșise toți vecinii, erau în straie de sărbătoare, că vine prof online. El, cu așa emoții m-au primit. Deci, un spectacol a fost. Așa că ne oprim aici să le spunem colegilor și prietenilor tăi care te știu. M-a sunat din Giurgiu, mă cheamă George, din George parcă, din Giurgiu. Nu mai știu, George. Mai mulți așa. Și el obișnuia, cred că am să uitat de lecții,
El obișnuia că la sfârșitul lecției, anul trecut, știi, să ne vine câte o întrebare, câte o problemă. Era perioada aceea când tu vineai frecvent și chiar și lucrai la tablă, așa, și el ne mai punea câte o întrebare. Acum mă mai întreba câte ceva, numai că eu nu am putut ridica ștacheta, am lucrat la nivelul acela cu mulțirea a două matre și cu Cosmin și, mă rog, nu... Da, ai venit? Cosmin vine fiecare seară. Deci el, Sfovătălărea, vine fiecare seară, muncim, am luat-o de jos, de acolo, și facem și limite, le-am explicat noțiunea de limite, vezi lecțiile toate. La revedere, dragilor, și nu uitați să dați like și share, așa spun copiii, nu? Ai văzut? Da. Așa. La revedere. Hai să faci sinteza zilei. Cristi are nevoie de chestia asta. Să spunem ce a făcut astăzi. El pune filmul pe internet și are nevoie să mai urmărească filmul și să dezvadă, să înțeleagă de acolo. Pune cuvinte cheie de cele acolo, să știe, știe mai bine ce trebuie să facă. Și atunci m-a rugat să-i fac tot timpul asta. Deci ce să spunem că am făcut noi asta? Limite de șiruri, nu. Hai să spun, limite de șiruri. Calculul lor sume. Da. Trebuie să observăm și asta. Sumele acelea clasice, suma primilor n numere naturale, a pătratelor. Da. Așa. Și definiția cu epsilon. Definiția cu epsilon a convergenței unui șir. Da. Demonstrarea că există limita unui șir egală cu L. Ca un șir converge la L. Ca așa se numesc. Nu șirurile acestea care au limită, spun că sunt convergente. Da. Da? Deci, convergența studiată cu definiția cu epsilon. Așa, o să șterg imediat și să... Puteam spune că am făcut limite fundamentale, elementare. E o limbă banală acolo și șirul la ien, ca de tipul capri, fiind de la zero. Spune-mă așa. Dar acum am înțeles de ce capri fiind de la zero. Abia acum, da? Păi nu știam de ce simplifică 7 pe n și 2 pe n. 7 pe n sau 3 pe n pătrase. Da. Era simplificarea, dar de fapt era faptul că l-a dus la zero. Așa. Nu era nicio simplificare. Dar era ciudat în felul tău. Cum se simplifici în sumă? Da? Te speriai chestia asta, dar totuși acceptai. Vezi? Dacă... Păi de-aia ce mecanic? Acolo am văzut simplificarea cu supraier, hai să simplifici. Dar nu simplifici. Vezi? Acolo nu era simplificare. Da. Ci nici nu vorba să simplifici. Ci faptul că dispare ceilalți, trecând la limită, fac zero. Asta e povestea. Da, așa este. Și dacă ți se formează un reflex ăsta prost, rămâi așa cu el și simplifica. Deci ideea era că simplifica până când să înțelegi tu că acolo, iată, trece o perioadă lungă. Așa. Deci, unul a făcut limite de șiruri, calculul unor sume, hai să vorbim mai întâi, calculul unor sume, ies N1, ies N2, pătratele, și ies N3, da? Adică, când este N1, este N1, am înțeles, hai să le scriu, este N1, am înțeles, sumă de la K egal cu 1 la N din K, 1 plus 2 plus 3 plus N, din este N2, am înțeles, sumă de la K egal cu 1 la N,
din capăt de alt și ies N3, am înțeles sumă de la K la N din K la a 3-a. Este 1, este 2, este 3. Apoi 2. Definiția cu Y. Așa. Convergența unui șir, definiția cu Y, da? Unui șir, definiția cu Y. Cred că asta a fost lucrul important. Da. Asta, cam așa. Asta două. Ia, v-aș putea să fac acolo. Bine. Gata, acum chiar ne oprim. Sper că n-am oprit toată. Tocmai asta mă interesează. Nu, n-am oprit.